Noroc și sănătate, Vlade. Băi, omule bun, anul ăsta nici să faci grătare în balcon și mici de întâi mai nu mai poți, mă. Pe de trei caserole, sincer, mergi în City Break la Paris. Mie spun drept, nu-mi plac micii, dau arsul. A, pe crezi și eu, la cât costă o caserolă de mici, știi, cam la buzunar. Ce înseamnă mici, mă, până la urma urmei? E o tocătură, o dunătură de carne acolo, țipate la foc. Ca poporul român. Fac pariu cu tine că anul ăsta iar apare la știri minim 30 de milioane de mici grătar. Bag mâna în foc. Asta înseamnă că nu se poate ateriza Wizz-ul pe aeroportul Cluj-Napoca de la fumărai, mă. Oricum Wizz-ul nu aterizează fără aplauze. Doamne ajută-ne. Ai noroc. Bă, dar ce se sărbătorește de fapt pe 1 mai? Că eu te n-am înțeles. Bă, sincer să spun, habar n-am. Eu știu numai că din 1 mai mănânc grătar și mă duc să vând, că-mi plac. Mânci grătare la 35 de lei kilo de ceafă? Mânci grătare? Și mult. Puta, trebuie să facă ceva din ăla, credit de ăla, de primul grătar. Și mâncă pulpe de pui, care sunt injectate cu hormoni, mă. Injectate, dar mai bine injectăm noi nici de bere rece. Injectăm cu bere rece. Sănătate, Doamne ajută! Și cu cărbune de grătar, știi? Te duci la iarbă verde și cine trebuie să ia cărbune de grătar? Eu cam port bagajul mare. Și uite așa mă sacrific și nu pot să beau. Nu conduce nevastă ta? Ba conduce, tot conduce, numai mașina nu. Serios! Sănătate, Doamne ajută! Treaba lor, eu am zis că nu mă duc la iarbă verde, dar cred că anul ăsta rămân numai cu cartofi în untură pe disc, mă. 9 lei kilo de cartofi, cred că rămân numai cu untura. Untură și fără carne. Serios. Cartofi, dar și ceapa e scumpă. Da, acum nu mai plângi, mă, când o tai. Plângi când o cumperi. La cât s-o scumpită te, pe cuvântul meu. Și apoi, aia, să ieși la grătar, trebuie să cauți un loc neapărat cu iarbă. Sincer să fie, mă, nu e cel mai greu lucru la câți dealer sunt. Mă, sincer să-ți spun, cel mai tare mă enervează ăștia, mă, cu manele care vin la grătar. Dau drumul la manele, de audi, tot Clujul. Dar te enervează manelele? Adică ție nu-ți plac manelele vecântate de guță? Hai băieți, veniți aici! Vă așteaptă multe vechi gangici! Oldies, but goldies, nu? Bă, ce-i drept, dacă te ține buzunarul, din tâi mai poți să mergi tu ca baștanii la mare. La mare, sigur, pleci de pe 28 aprilie și ajungi la Mamaia... Pe 5 mai! Și nu-i mai bine aici, fără stres că nu găsești iarbă verde, fără stres că nu ai grătare, fără stres să dai banii pe carne, fără... Nota, vă rog. Nota. Să fie o notă bună. 10. 10, mă. Ca Nadia Comănescu, să acolo chemă. E banii ăștia, cred că mergeam în City Break la Bulgari. Eu la Bulgari nici mor. Încă două halve mai luăm. Încă două halve mai luăm. Și 10 mici. Da, duceți 10 mici dacă e... Mă sacrific!